Vă invit să deschideți Scriptura la Ioan la capitolul 8. Dar mai înainte de a plonja în adâncimile acestui capitol, în lumina crescând a soliei îngerului al treilea, aș dori să-mi iau puțin timp ca să spun câteva lucruri despre folosirea metaforilor, a pildelor și a figurilor de stil în Scriptură în general. Gândiți-vă că Duhul Sfânt a făcut o lucrare extraordinară ca să te adresezi unor culturi extrem de diferite de-a lungul a mii de ani și să reușești să păstrezi intactă o informație extrem de importantă este cu adevărat o mare performanță care ne arată că scrierile Bibliei sunt de natură divină. Știți că și Domnul Hristos obișnuia mai mereu ca să folosească un limbaj metaforic, așa cum v-am spus și în celelalte prezentări. De exemplu, vorbea foarte mult în pilde. Avem și o carte, Pildele Domnului Iisus Hristos, scrisă de Ellen White. E clar că în pildele Domnului Hristos, acolo nu sunt povești despre lume și despre viață și despre înțelepciune strămoșească, despus în predici. Ele sunt tipare pentru înțelegerea felului în care funcționează împărăția lui Dumnezeu. Așa trebuie studiate pildele, metaforele și figurile de stil în Scriptură. Și avantajul metaforelor este că putem să folosim aceleași cuvinte în sensuri multiple, spunând de fiecare dată altceva. Că vorbim despre consumarea trupului Domnului Iisus Hristos, că vorbim despre consumarea apei vieții, că vorbim despre nașterea din nou, că vorbim despre consumarea pâinei vieții, că vorbim despre curățarea templului, că vorbim despre scrierea legii, ștergerea legii păcatului și a morții, că vorbim despre marea ziei și pășirii, că vorbim despre ștergerea păcatului, că vorbim despre îmbrăcație și dezbrăcație. Sunt diferite metafore în sensuri multiple în care vorbim despre aceeași realitate măreață. Și Hristos a venit să descopere lumii caracterul imaculat al Tatălui Său, că asta a fost misiunea sa. Și această descoperire, deși învăluită în pilde și în metaforă pentru motivul pe care vi l-am spus, a fost foarte greu de suportat chiar și pentru poporul ales. Adică nu numai că ele ascundeau slava descoperirii caracterului Tatălui, dar metaforele au fost greu de suportat. Metaforele. De aceea ați observat că în Ioan capitolul 6 a fost prea de tot în momentul în care Hristos vorbea într-un limbaj metaforic despre lucrarea Duhului Sfânt. A fost prea de tot când i s-a spus femeii samaritence că îi se dă o apă din care nu-i va mai fi sete niciodată. A fost prea de tot pentru învățatul Nicodem să-i se spună că trebuie să nască din nou, în așa fel încât el a spus să mă mai nasc din nou acum când sunt bătrân. Asta înseamnă că era o clară contradicție a tot ceea ce învățaseră ei la sinagogă în ultima mie de ani, ca să luăm așa ceva. Erau zeloși, cunoșteau Scriptura, făceau din cercetarea lui Moise o cercetare la frântură de slovă, numai că produsul final s-a dovedit a fi o monstruoasă imagine despre caracterul Dumnezeului lor. De exemplu, Apostolul Ioan este clar că este unul dintre autorii Scripturii, care se folosește foarte mult de metafore. Folosește metafore la maxim, așa cum puteți observa mai ales în cartea Apocalipsei, a cărui autor de asemenea este. Și de multe ori limbajul său este redus la vocabularul unui copil, numai că sensurile profunde ale metaforilor lui sunt accesibile doar pentru cei deprinși cu hrana tare despre neprihănire și cu succesiunea de paliere semantice proporționale cu nivelul de maturitate duhovnicească. Atât în Evanghelia sa, cât și în Cartea Apocalipsei și mai ales în epistolele sale, Ioan alcătuiește perechi de metafore contrare, contrastante, care amplifică sensul fiecărui cuvânt în parte. Și o să vedeți că se creează acest binom între adevăr și minciune, între libertate și sclavie, între vindecare și boală. Haideți să luăm aceste metafore contrastante între două concepte și să vedem ce ne spune acest capitol 8 din Evanghelia după Ioan. Primul dintre ele, adevăr și minciună. Adevăr, toată lumea vrea adevărul. A întrebat și Pilat ce este adevărul. Adevărul este tot una cu realitatea divină, cu realitatea văzută prin ochii lui Dumnezeu, cu scopul etern din veacuri veșnice. În timp ce minciuna este deformarea realității, negarea ei, fără de legea eternă a creațiunii. Și această situație tragică este descrisă în capitolul 8 din Ioan, capitol pe care îl studiem astăzi. Și aici avem un dialog între Iisus și
iudeii care crezuseră în el. Atenție, că ceva au crezut în el. Și el zice așa, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobos? Adevărat, adevărat, vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Dar dacă Fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Tatăl nostru este Avram, au spus ei. Dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Voi faceți faptele tatălui vostru. Noi nu suntem copii născuți din curvie. Avem un singur tată, pe Dumnezeu. Dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Adevăr, minciună. Adevăr, minciună. Ori de câte ori spune o minciune, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Voi de aceea nu ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Reacția. Nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac. Și așa ai fost pe la samariteni și te-ai întâlnit cu femeia de acolo, de la curte, și că ei verifica și că ai stat pe la ei. Ești un samaritean. Ești la fel ca ei. Amestești toate lucrurile. Și parcă limbajul tău seamănă cu acuzațiile care ne le alungă samaritenii. Și pe deasupra ai și tu drac. Nu noi suntem fiii diavolului. Tu ai drac. Bă, fraților, asta a fost concluzia lor. Iisus încerca să le explice situația disperată în care se aflau și de nevoia de eliberare de sub această cruntă robie, de intrarea în adevărul lui Dumnezeu, el îi spuneau că el este demonizat și că are drac. Și expresia n-am fost niciodată robii nimănui este o dovadă clară că ei nici măcar nu percepeau realitatea lumii prezente în care trăiau. Ei trăiau în minciune negând realitatea, că minciune înseamnă negare, da? Negau realitatea, negau adevărul dat de Duhul lui Dumnezeu. Nu știau nimic despre împărăția lui Dumnezeu și cu atât mai puțin despre împărăția lui Satana. Și nici măcar nu cereau lămuriri cu privire la lucrul acesta. Ei se considerau cu totul de partea lui Dumnezeu. Deși în realitate erau cu totul de partea rășmașilor. Erau foarte convinși că tatăl lor este Avram și Dumnezeu. Nu există o armată mai puternică de soldați decât cei care sunt convinși că fac lucrarea lui Dumnezeu. Nu există o mai mare mișcare genială a tatălui minciunii pe care a făcut-o cu toate generațiile, inclusiv cu această generație, în special cu această generație și mai în special, dacă pot să folosesc așa ceva, cu generația finală, cu fiecare dintre noi, pentru că știe că e generația înaintea căreia va avea loc nunta mirului. Să lucrezi cu oameni care consideră în mod total că fac lucrarea lui Dumnezeu. Să spui tu îngerului bisericii că este nenorocit, sărac, orb și gol. Să spui tu îngerului bisericii că se închină la tronul din Sfânta. Să spui tu că ei cer, îl numesc tată pe cel care se dă drept Hristos. Asta este o reacție pe care o au pastorii noștri în momentul în care ne aud vorbind pe noi în ceea ce spune Duhul lui Dumnezeu. E aceeași reacție pe care a avut-o aceștia când ți-a spus, noi nu suntem, bă, noi suntem fiii lui Avram, noi nu suntem copii născuți din curvie, tu ești un samaritean. Înainte de această discuție, Ioan spune că interlocutorii lui Iisus Hristos erau idei care crezuseră. Da? Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în el și au zis iudeilor care crezuseră în el. Și ne-am fi așteptat ca Iisus să profite, domnule, de această situație. Aveau și ei acolo o poșghiță de interes și trebuia să fie încurajat cu vorbe amabile și de simpatie, să le întărească credința lor slabă, care pâlpâia, care se năștea în ea, și în loc de așa ceva, el spune că sunt robii diavolului? De ce oare? Cei care i s-au opus atunci, ca și cei ce o fac astăzi, preferă să trăiască într-o realitate falsă și e nevoie să se
vadă în oglindă. Ei trăiesc într-o realitate falsă oferită ca surogat de cel care urmărește să-i înșele și să le închidă ochii ca să nu vadă adevărul. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciune, vorbește din ale lui, căci este un mincinos și tatăl minciunii. Observați așadar că exemplul lui Hristos este extrem de edificator. În timp ce este clar că iubea pe păcătoși, el demască răutatea acestei lumi despărțite de Dumnezeu. El vorbea despre lumea despărțită de Dumnezeu, care ajunsese la cheremul răutății din locurile cerești și înjugată fără urmă de discernământ la realizarea planului lor, a lui Icabod. Și Iisus nu s-a sfiit să declare că și biserica lui Dumnezeu din timpul său slujește intereselor întunericului acestui veac. Citiți Ioan 8:44 și că și-a dat mâna cu administratorii vii spre a lua viața moștenitorului pe care aveau să o facă sub conducerea lui Satana. Nu numai lumea, le-a spus că biserica era acolo, înțelegeți? Și e clar că vorbim despre poporul ales, pentru că iudeii studiau Scriptura de ani de zile în fiecare sabat, dar interpretau afirmațiile ei spre a se potrivi cu imaginea lor despre Mesia și despre împărăție. Deși Isaia le-a spus clar, bă, Mesia va aduce eliberare prinșilor de război. Păi cum, ați sărit peste paragraful acesta? Nu v-a învățat profesorii? Și ei ziceau, prinșii de război, a, da, avem interpretare la asta. Ce? E un aspect pur material al implicării lui Mesia în luptele națiunii cu vecinie, cu neamurile, cu romanii, cu babilonienii, cu ce vreți noastră. De aceea au reacționat atât de violent la solia pe care le-a aducea Iisus. Ei nu înțelegeau realitatea luptei și teritoriul desfășurării ei. Care era teritoriul? Care era realitatea? Și le vorbea metaforic despre lucrul acesta. Și la acest aspect Iisus a fost foarte clar. Dar ei n-aveau urechi pentru așa ceva. Mă opresc. Aceeași situație persistă și astăzi. Dacă dialogul de mai sus s-ar repeta în zilele noastre, credeți dumneavoastră că s-ar desfășura diferit? Am fi noi la fel de șocați să ni se spună că suntem robii diavolului? Păi cât de șocați suntem când aflăm că noi am căzut în apostazie și că ne închinăm la tronul din Sfânta. Nenorocirea nu este că suntem robii lui. N-ar fi. Că este, dar n-ar fi. Pentru că misiunea lui Iisus este eliberarea prinșilor de război. Da? Păi nu ne spune acolo, atât de frumos, sora White, prin curățirea templului de cumpărătorii și vânzătorii lumii, Iisus își anunța misiunea de a curăți inima de întinarea păcatului. Nenorocirea constă în faptul că refuzăm să credem că suntem chiar așa. E prea de tot, Doamne, chiar să spui că ne închinăm la Satana și astfel să respingem calea pe care poate interveni Dumnezeu. Nu asta e tragedia, că suntem robi. Că nu vrem, e marea tragedie. Și noi știm care este calea și noi știm a cărui fiu suntem. Și lovim în cel care a venit cu invitația. Noi ne ocupăm cu poștași, cu viața lor, cu problemele lor, cu nu știu să vorbească, nu știu să spună nimic. Ce vine au poștași? Poștașii vin cu invitația. Și vreau să vă spun că dintre cei care vor putea fi amăgiți de capodopurile diavolului în ultima generație, nici unul nu se va putea justifica în fața universului că pierirea lui se datorează autorului X, pastorului Y sau teologului Z sau poștașului nu știu care. Eu știu că dumneavoastră trebuie să realizați că Hristos a deschis o cale nouă și vie către Sfânta Sfintelor. Și nimeni nu va putea obiecta acum, după 2000 de ani, că n-a auzit de ea. Ba da, ați auzit-o. M-ați auzit pe mine vorbind despre lucrul acesta, ați auzit-o. Toți avem o intrare liberă la Tatăl și Tatăl a promis celor ce vin la El prin Hristos că va uni natura sa divină cu natura noastră omenească. Asta e important. Nu dați vina pe nimeni. Calea nouă și vie s-a deschis de mult, de acum 2000 de ani, în timp ce le vorbea acelor generații. Și ne așteaptă. Și vă spun că cerul,
cu miile lor de, miliarde lor de privitori, este nerăbdător să refacă legăturile rupte. Hristos, al doilea Adam, a deschis acest drum și suntem atât de mulțumitori pentru că ne-a deschis intrarea liberă la Tatăl nostru, dincolo de perdea, în trupul său. Și în trupul său se află răspunsul la ecuația mântuirii, la taina evlaviei de care vorbea Apostolul Pavel. Și acolo trebuie să privească oricine dorește să trăiască în neprihănire și să aibă viața veșnică. Nu dați vina pe nimeni. Rugați-L pe Duhul Sfânt să dea deoparte orice urmă de refuz și de trăire și de stricare a realității și de trăire în minciune. Trebuie să înțelegem că noi trebuie să facem pasul decisiv pentru a păși pe această cale consacrată de pașii lui Iisus Hristos. Și acest pas decisiv pe locul de dincolo de perdea se face personal și individual. Păi bineînțeles că o să... Dar nu ai spus tu că se vine odată cu tot poporul? Da, se vine odată cu tot poporul. Dar pasul decisiv trebuie să-l faceți dumneavoastră personal și individual. Va fi o zi cu tot poporul, dar pasul trebuie să-l faceți personal și individual. Nu vă va putea ajuta nimeni și nu vă va putea împiedica nimeni. Dacă mahrama de pe sufletul dumneavoastră s-a sfâșiat de sus până jos, este timpul să păsiți fără teamă în locul preasfânt, unde Domnul pregătește ziua ispășirii finale pentru poporul său. De aceea vorbim despre Domnul, neprihănirea noastră. Toate ne conduc acolo. Atenție! Să nu mai distorsionăm, să nu mai trăim cu prejudecăți, să nu mai apărăm, să acceptăm că ni se spune situația în care se află poporul la ora actuală, cum unul câte unul s-a întors în Sfânta. Cum unul câte unul suntem foarte siguri că am îndeplinit și lucrăm pentru Dumnezeu și pentru gloria sa. Nu vedeți cum un popor special, ăsta nu a fost același popor, nu i-a condus tot Duhul Sfânt, cum de au ajuns să-L ucidă pe cel care era deschizătorul de drum către Sfânta Sfintelor. Adevăr, minciună. Libertate și robie. Libertate și robie. O altă, alte concepte contrastante pe care putem să le găsim. Așadar, după cum ați auzit în acest capitol 8, fariseii pretendeau că n-au fost robi nimănui. Ei nu știau ei nu înțelegeau nici măcar realitatea lor. Păi, dar voi n-ați fost duși robi în Egipt? N-ați fost duși robi în Babilon? Vedeți cum distorsionarea aceasta îți dă o imagine cu totul greșită. Oameni care trăiesc pe altă lume. Pentru că Domnul vorbea despre robia din lumea lui Cabod, despre robia legii păcatului și a morții. El venise să elibereze de robia și consecințele păcatului. Păi Iisus înseamnă, tradus liberal, cel ce izbăvește, izbăvitorul, mântuitorul nostru. Vă amintiți că în Matei 1:21 se vorbește despre, vorbește Îngerul Mariei, mântuitorul, salvatorul, da? Izbăvitorul. E legătura cu judecătorii, cu izbăvitorii, marea zi a judecății. Omenirea se află sub robia cruntă a lui Cabod, a legii păcatului și a morții. Despre asta se vorbește aici. Asta spune metafora. Șechina dorește mai arzător decât oricând să se întoarcă în locul preasfânt. Acolo unde este locul ei, calea consacrată, dincolo de perdea. Singurul lucru care o împiedică este refuzul nostru, mahrama, interpretările, distorsionările noastre, pe care o păstrăm cu premeditare. Ne place să ne desfătăm încă sub convingerea, mai ales că adventiști de ziua șaptea, că mijlocia poate continua la infinit. Îi mulțumim lui Dumnezeu, mai facem un program și un concert. Dar noi între timp, de ce să nu recunoaștem că flirtăm cu firea pământească, da? Și continuăm să credem că putem converti nelegiuirea și sălbaticul din nou, ca să punem la picioarele Universului, ca trofeu al credincioșiei noastre, firea noastră pământească, care este fardată și parfumată și care este educată și care are cultură și voință. Și Dumnezeu ne spune, bravo, rob bun și credincioși, poftim în împărăția cerului. Asta e premeditat, asta e ceea ce credem. Când vedem că timpul trece și că nu există așa ceva, când întrebăm unde este acel om care a ajuns să fie părtaș de natură divină, este undeva acolo. Ipoteticul acesta este. Când în fața noastră stă adevărul măreț, Domnul, neprihănirea noastră. Ca să devină acesta o realitate eficientă,
Trebuie să fim dispuși să pășim pe calea cea nouă deschisă de pașii Domnului Iisus Hristos. Libertate, robie. Viață, moarte. Viață veșnică, moarte veșnică. Viață veșnică, moartea a doua. Mă amintiți cum în debutul Evangheliei sale, evanghelistul Ioan ne spune că în el era viața și viața era lumina oamenilor, da? Cu alte cuvinte, Ioan ne spune că viața poate fi din belșug și viața veșnică doar dacă suntem uniți cu divinitatea, da? Uniți cu divinul. Nu se poate avea acces la viață veșnică fără să fii unit cu divinitatea. Viața veșnică poate fi posibilă doar în fuziunea perfectă dintre natura umană și natura divină. Viață, sinonim cu unit cu divinul, da? Iar moartea înseamnă despărțit de divin, așa cum a ales Adam și Eva în grădina Edenului. Există o luptă împotriva păcatului și ea trebuie purtată după regulile neprihănirii. Da? Duhul Sfânt ne va convinge de păcat, neprihănire și judecată. Astea sunt regulile neprihănirii. Natura umană, prin creațiune, este compatibilă cu natura divină. Da? Nu trebuie distrusă. Ele sunt compatibile. Da? Ele trebuie, cele două sunt făcute una pentru alta. Da? Soț-soție. Iar rezultatele mărețe au fost văzute în omul Iisus Hristos. El este manualul după care provine, este modelul nostru. În momentul în care natura umană a fost luată în robie de legea păcatului și a morții, ea a devenit incompatibilă cu natura divină. Și acest abis nu poate fi trecut prin nicio tehnică spirituală, prin nicio naștere din fiul lui Avram, prin nicio încercare de voință și de program, nu există nicio tehnică. Poate să fie cât de sofisticat așa ceva, nu există. Ca să fie perfect unite natura umană cu natura divină, e nevoie de lucrarea Duhului Sfânt. E nevoie de a lucra după principiile neprihănirii. Singura cale este Hristos, modelul omenirii. Că de asta este realitatea întregului peisaj metaforic din Scriptură și peisaj metaforic al sanctuarului, care este locul unde Dumnezeu și omul se întâlnesc. În el, legea păcatului și a morții a fost detronată de legea Duhului de viață, iar natura umană s-a conformat deplin legii lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Înțelegeți? Un alt binom de comparație, lumină și întuneric. O să stau ceva timp în această prezentare din Evanghelia după Ioan. Când Ioan spune despre cineva că umblă în întuneric, vorbește foarte mult de faptul că umblă în întuneric, el vorbește despre ignoranța aceasta premeditată și vinovată. Da? Umblă în întuneric. El o ține pe a lui, că el e în lumină. El vorbește despre cei care refuză să intre în lumină, adică în adevăr, că lumină e egal adevăr, adică adevărul noi, adevăr prezent, adică adevărul suprem al generației noastre. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Ioan 3. Iisus le-a zis, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumină, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Ioan capitolul 12. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. O, cât ar fi de vorbit aici pentru poporul adventist de ziua șaptea și pentru categoria conservatorilor din biserica noastră, care sunt niște mincinoși care trăiesc în întuneric. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 6. Un alt verset din 1 Ioan. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Am dat câteva texte ca să vedeți contrastul acesta și să înțelegeți că întunericul este sinonim cu minciuna și cu tot ce înseamnă absența aceasta a adevărului lui Dumnezeu și a luminei noi, care îți deschid ochii. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. E tocmai din capitolul pe care îl studiem, Ioan capitolul 8 cu versetul 12.
Fraților, noi ar trebui să știm că mișcarea Adventă a fost ridicată de Dumnezeu cu destinația precisă deschisă în Ezechiel, capitolul 36, cu 23. Ce e acolo? E demonstrația măreasă despre intenția și scopul lui Dumnezeu în vindecarea neamurilor, cu lumina în inimile noastre. Noi nu putem să vorbim despre mișcarea Adventă fără ca să înțelegem că pionierii au apărut și au format mișcarea aceasta doar pentru simplul fapt că au acceptat cu modestie și respect razele noi de lumină cu privire la câteva versete obscure până atunci din vechile profeții. Toți ceilalți trăiau în întuneric. Ei au acceptat câteva raze de lumină și pe baza la pâlpâirile alea s-a format mișcarea Advent. Noi, dacă ne numim adventiști, am început cu cei care au primit lumină ca să nu mai umble în întuneric. Lumea lor era învăluită și umblau în întunecime. Și ei au acceptat câteva raze de lumină nouă. Și au fost chemați să recupereze de sub molozul erorilor solia îngerului al treilea, aia care arată calea în Sfânta Sfintelor, deschisă și descoperită de pașii lui Hristos, așa cum v-am spus. Trebuiau ca să aducă la cunoștință faptul că lumea trăiește în întuneric și că iubește întunericul, să răstoarne izvodirile minții unor călugări din evul întunecat care legase în lanțuri doctrinale pe fiul omului, pe al doilea Adam, cu privire la starea omului în moarte, cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cu privire la iertare, cu privire la tot felul de lucruri pe care le vedeți în biserica din vremea aceea întunecată. Numai că urmașii lor, pionerilor noștri, au eșuat la toate aceste capitole. Și astfel mișcarea a devenit Biserica Laodiceea, care crede că știe și care tot adevărul și că ea este, ei sunt fiii continuatori ai celor care au primit adevărul, dar nu le mai trebuie absolut nimic. Și nu mai doresc și luptă cu înverșunare. Când se pronunță cuvântul lumină, adevăr, lumină nouă, adevăr suplimentar, parcă sunt arși, ei sunt născuți prin primirea părinților lor, a primilor raze de lumină din Daniel 8 cu 14 și pur și simplu fac icter în momentul în care li se spune despre lumină nouă și despre adevărul nou. Dumnezeu și-a făcut datoria să avertizeze permanent că toate problemele noastre ca popor vin din lipsa înțelegerii că solia îngerului al treilea are o slavă crescândă, are lumină crescândă, are adevăr crescând și că trebuie neapărat să ținem pasul cu lumina. Astfel umblăm în întuneric și iubim întunericul. Este adevărat că avem adevărul, spunea sora White, și trebuie să ținem cu tărie la pozițiile care nu pot fi zguduite. Dar nu trebuie să privim cu suspiciune orice lumină nouă pe care o trimite Dumnezeu și să spunem, nu cred că mai avem nevoie de altă lumină afară de vechile adevăruri pe care le avem. Dacă luăm această poziție, ne se aplică mărturia martorului credincios care spune și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac și orb. Cei care se simt bogați și nu au nevoie de nimic se află într-o stare de orbire față de situația lor înaintea lui Dumnezeu și nu știu acest lucru. Acest lucru nu este condițional, îl trăim. Un alt paragraf. Studiul Bibliei merită cel mai serios efort mental și cele mai sfințite capacități. Când bisericii se prezintă lumină nouă, adevăr, este periculos să vă închideți față de ea. Vezi poporul din timpul Domnului Hristos, vezi Ioan capitolul 8, vezi distorsionarea și trăirea în minciune, vezi generațiile noastre. Refuzul de a o asculta, deoarece aveți prejudecăți împotriva soliei sau a solilor, nu vă va scuza în fața lui Dumnezeu. Condamnând ce nu ați auzit sau nu înțelegeți, nu vă va înălța în ochii celor care sunt cinstiți în investigarea adevărului. Iar a vorbi de rău pe cei pe care Dumnezeu i-a trimis cu solia adevărului este prostie și nebunie. Dacă tinerii noștri studiază spre a deveni slujitori în cauza sa, ei trebuie să învețe calea Domnului și să trăiască prin fiecare cuvânt care iese din gura sa.
Ei nu trebuie să ajungă la concluzia că tot adevărul a fost descoperit, iar cel infinit nu mai are lumină pentru poporul său. Dacă ei se baricadează în credința că a fost descoperit tot adevărul, sunt în pericolul de a lepăda perle prețioase ale adevărului, care se descoperă atunci când oamenii încep să sape în mina bogată a cuvântului lui Dumnezeu. Exact acest proces se desfășoară în ultimile decenii, în mijlocul poporului adventist de ziua șaptea. O sistematică lepădare a mărgăritarilor de adevăr care așează mai proeminent natura, poziția și misiunea lui Hristos în faza finală a ispășirii pentru o generație în viață. Sunteți uimiți de felul în care ei spuneau că nu sunt robi nimănui și că ei au de Tată pe Dumnezeu? Până nu facem la fel. Cei care sapă în mina bogată a cuvântului lui Dumnezeu sunt prezentați ca fiind pericolul suprem pentru biserica noastră. Sunt criticii care lovesc în biserica lui Dumnezeu, care lovesc în prosperitatea și în liniștea bisericii triumfătoare. Biserica noastră de ziua șaptea. Ăștia trebuie să dați afară. Ăștia creează probleme în bisericile noastre. Eretici cu lumină nouă. Mustrarea Domnului pentru Îngerul Bisericii nu putea fi exprimată în termeni mai categorici. Când bisericii se prezintă lumină nouă, este periculos să vă închideți față de ea. Refuzul de a o asculta, deoarece aveți prejudecăți împotriva soliei sau solilor, nu vă va scuza înaintea lui Dumnezeu. Condamnând ce nu ați auzit sau nu înțelegeți, nu vă va înălța în ochii celor care sunt cinstiți în investigarea adevărului. Iar a vorbit de rău pe cei care Dumnezeu a trimis cu solia adevărului este prostie și nebunie. Am recitit, am repetat ceea ce tocmai v-am citit. Totdeauna lumina și adevărul au creat un popor. Vezi poporul adventist de ziua șaptea? Nu asta vorbiți adventist de ziua șaptea. Și fără excepție, subliniez, fără excepție, acel popor a pierit din încăpățânarea de a crede că nu mai există lumină și au rămas cu iubirea de întuneric. Și istoria stă martor că aceasta a fost drumul de la urmașii lui Avram, despre care vorbim până la biserica la Odiseea. Ori de câte ori Dumnezeu a fost constrâns să se despartă de biserica sa, de obiectul suprem al iubirii și grijii lui de pe pământ, niciodată n-a fost motivul din cauza apostaziei. Nu a plecat din cauza asta, că știe că cădem în apostazie. Știe că suntem nelegiuiți, că suntem despărțiți de divinitate. Nu din cauza păcatelor clerului pe care îi înlocuim cu unul conservator sau cu unul liberal. Sau viața păcătoasă a membrilor pe care știe și ne știe ce putem sub legea păcatului și a morții. Niciodată n-a fost vorba despre abandonarea doctrinelor sau disprețuirea sacramentelor în biserica de ziua șaptea. Că vorbim de anul 34, că vorbim de anul 1500, că vorbim despre 1844. Un singur motiv există pentru lepădarea aceasta, pentru am să te vărs din gura mea, pentru divorțul dintre cer și biserică. Este același motiv care va exista și atunci când Laodicea va fi vărsată din gura Domnului. Citesc. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Un singur motiv. Lepădarea luminii și iubirea întunericului. Și acum un pasaj magnific din Spiritul Profetic. Sfârșitul este aproape. Nu avem nicio clipă de pierdut. Lumina trebuie să strălucească de la poporul lui Dumnezeu în raze clare și distincte, prezentându-L pe Iisus înaintea bisericilor și lumii. Dumnezeu va da lumină suplimentară, iar vechile adevăruri vor fi recuperate și așezate în cadrul adevărului, iar lucrătorii vor triumfa peste tot.
Ca ambasadori al lui Hristos, ei trebuie să cerceteze Scripturile spre a căuta adevărurile care au fost ascunse sub gunoiul erorilor și fiecare rază de lumină descoperită trebuie comunicată altora. Un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte. Domnul, neprihănirea noastră. Și acum vă rog să fiți atenți la cum continuă paragraful. Aceasta este viața veșnică. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Ieremia 9:23-24. Domne, de ce n-ai citit niște versete biblice în continuarea paragrafului? Ce, noi nu știm Scriptura? Ce legătură este între acest unic interes, Domnul neprihănirea noastră, și cele două versete? Cel din Ioan, evanghelistul pe care îl studiem, și cele din Ieremia. Care e legătura? Nimic altceva decât că Duhul ne indică că scopul final al soliei 1888, care s-a dezvoltat în solia Îngerului al III-lea și care arată calea în Sfânta Sfintelor, consacrată de pașii lui Iisus Hristos, ne arată descoperirea caracterului lui Dumnezeu. Și trebuie să recunoaștem că toate generațiile trecute ale poporului nostru advent, inclusiv pioranii noștri, nu știau și nu spuneau lumii că Domnul face milă, judecată și dreptate pe pământ. Și că asta e desfătarea lui supremă, că este un prizonier al neprihănirii. Ei spuneau lumii că Domnul nostru este la originea devastărilor naturale, al patimilor omenești nimicitoare, pentru că așa scrie în Scriptură. El este la originea tuturor cataclismelor. Faceți legătura cu ceea ce a fost scris în perioada aceea. De aceea, fraților, necesitatea stringentă pentru pregătirea unui popor care să prezinte lumii slava Tatălui în viața Fiului și în viața lor, astfel ca deformările și minciunea diavolului să fie anihilate, pur și simplu, minciunile acestea, iar Dumnezeu să fie găsit nevinovat. El nu este vinovat de ura, de violența, de suferința și de moartea care au torturat planeta aceasta chiar de la porțile paradisului. Câte lucruri se deschid, cât adevăr despre caracterul lui Dumnezeu, despre lucrarea sa, despre pași consacrați, lumină nouă. Asta este lumina suplimentară. Asta s-a dezvoltat în solia 1888. Despre asta vă spune. Nu iubiți lucrurile acestea? Ascultați paragraful următor. Așa cum Mântuitorul a venit să-L slăvească pe Tatăl prin descoperirea dragostei sale, misiunea așa, tot așa Duhul a venit să-L slăvească pe Hristos, descoperind lumii bogățiile dragostei și îndurării sale. Dacă Duhul Sfânt locuiește în noi, lucrarea noastră va da mărturie despre acest lucru. Amintiți-vă Roman, capitolul 8. Îl vom înălța pe Iisus. Nimeni nu își poate permite să tacă acum. Povara lucrării este prezentarea lui Hristos în fața lumii. Toți cei care se aventurează pe propriile lor căi, care nu se alătură îngerilor trimiși din cer cu o solie care va umple tot pământul cu slava ei, vor fi lăsați pe drumul lor. Lucrarea va merge spre biruință fără ei și nu vor avea nicio parte în triumful ei. Ei merg cu treaba lor, cu lucrările lor, cu cărțile lor, cu programele lor, cu evanghelizările lor, cu prezentarea unui Dumnezeu care distruge prin foc și care omoară și care este responsabil. Astăzi ei spun că Dumnezeu intervine dramatic. Nu se mai spune că Dumnezeu ucide. Dumnezeu intervine dramatic. Poate n-a știut despre această prezentare. Vor fi pe căile lor, cu Dumnezeul lor, pe căile lor, cu întunecimea lor, că ei sunt fiii bisericii, că ei sunt adventiști de ziua șaptea, că ei fac misiune, că ei au pe Tată, pe Dumnezeul cel bun și că noi suntem niște nebuni și niște eretici. Treaba lor! Dacă nu se alătură prezentării lui Iisus Hristos în proslăvirea Duhului Sfânt pe care a făcut-o Hristos, în lucrarea pe care Hristos a făcut-o, în proslăvirea Tatălui Său, vor fi lăsați pe drumul lor. Lucrarea va merge spre biruință fără ei și nu vor avea nicio parte în triumful ei. Dați-i înainte. Poporul advent este chemat să se alăture Îngerului al III-lea și Îngerului din Apocalips 18. Sunt programele noastre prinse de Îngerul al III-lea și de Îngerul al IV-lea din Apocalips 18, da sau nu? Sunt predicile noastre legate de
Îngerul din Apocalipsa 18, da sau nu? Nu există strigare, nu există marea strigare, nu există ploaie târzie, nu există revenirea Domnului Hristos fără proclamarea solii Îngerului al treilea, care arată calea în Sfânta Sfintelor acolo unde are loc unirea omenesului cu Divin. Solia 1888, care este o introducere, se dezvoltă în solia Îngerului al treilea. Asta este solia neprihănirii lui Hristos, Domnul neprihănirea noastră. Dezvoltarea soliei neprihănirii lui Hristos din 1888 și unirea ei cu solia celuilalt înger, în descoperirea caracterului Dumnezeu, ultima solie de har care vor lumina pământul cu slava lui Dumnezeu, care este caracterul lui Dumnezeu, motivul pentru care am fost chemați ca și popor, demonstrația din Ezechiel 36, că de asta am început. Și am început cu lumină și noi astăzi urâm să ne mai trimite Dumnezeu lumină cu privire la adevăr. O lumină care umple de slavă, umple de lumină tot cerul. Nu este... Este extraordinar ceea ce se întâmplă. Nu există vreo solie care să pună capăt marii controverse decât asta care vă spunem noi. Descoperând lumii că moartea este cu totul străină de caracterul lui Dumnezeu și că este urmarea desprinderii voluntare de izvorul vieții, că nu intervine Dumnezeu dramatic, așa cum spunem noi. Dumnezeu nu a spus... Dacă vei mânca din fructul acesta, voi interveni dramatic. Vei muri. Nu trebuie să intervin dramatic. Asta e strălucita invenție a diavolului pe care o publicizează și o proclamă peste tot pastorii noștri la emisiunile lor de școala de sabat și la predicile lor. Dacă mărturisim că sfârșitul este aproape și că nu mai avem nicio clipă de pierdut, trebuie să fim dispuși să acceptăm că Dumnezeu va da lumină suplimentară, iar vechile adevăruri vor fi recuperate și adresate în cadrul adevărului prezent. Cu privire la aceste subiecte, nimeni nu poate să-și permită să tacă acum. Așa că poftiți la nuntă!